Eu am mai spus, am mai spus asta și n-am ținut secret și o perioadă așa până pe la vreo 15-16 ani, așa, eu am ținut cu Steaua. Da. Până atunci aveam niște prieteni ăștia cu care copilăream, ne făceam copilărea și m-au crescut unii din ăștia mai mari și ei țineau cu Steaua Steaua. și mi-au insuflat și mie Da. asta. Mă duceam când făceam vacanțele pe la țară, pe la asta și sigur eram și a fost odată un meci la televizor Dinamo Steaua, dar așa pe toamnă peste. Vai de capul meu, câte fauturi a putut să-i facă din ce exact ce ce a făcut puiul. Atunci l-a driblat pe toate șiențe și Dinu pe fauturi. Am fost atât de intrigat de duritatea lui că i-am scris și o scrisoare lui Cornel Dinu Serios? atunci Asta e că tare de da, tot. i-am trimis-o la Dinamo, eu că Da. n-aveai cum să-i Și scrii ce o ați scris, domnule, scrisoare. când sunt scrisoare? Păi eram afectat eu de ceea ce Așa. i se întâmplă. Chiar au bătut Dinamo atunci, a bătut cu 1-0, eram Da. și supărat datorită. Dar cum am vrut, l-am făcut substantiv din asta, l-am scris Dinu cu Dinu mic, cu Dinu, l-am articulat, îți dai seama, Genial. supărarea unui puș care ținea cu Steaua și în special cu Iordănescu și cu Tătaru au fost, erau din ăștia așa, aveam fotografii din ăștia, le puneam supernă.